Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou tutorial despre War Thunder. În episodul de astăzi o să vorbim despre interfața jocului și despre cum îți setezi limba română în War Thunder. În felul ăsta răspund la întrebările pe care mi le-ați adresat de unde setezi limba română pe War Thunder. O să încep cu primul pas, cu pasul de start. După ce ți-ai descărcat clientul, fie că îl joci de pe Steam sau fie că îl joci de pe site-ul de la Gaijin, o să-ți apară această interfață, Game Center-ul jocului, iar aici, după cum vedeți sus, aveți posibilitatea să selectați limba și de aici puteți să optați pentru limba română. Tot de aici puteți să vă faceți și rezoluția pentru joc, precum și partea de grafică. Puteți seta și sunetul de aici, fie că îl puneți pe difuzoare, fie că îl puneți pentru căști. Totodată vă recomand să aveți bifat și anti-cheat ușor de folosit de aici de jos, pentru că vă ajută mult în joc. Totodată această interfață vă ține la curent cu ultimele știri din joc și cu ultimele update-uri care au avut loc în joc. Dacă aveți jocul instalat, puteți să schimbați limba în joc pur și simplu apăsând ESC și veți intra aici la opțiuni, iar aici la opțiuni prima setare este pentru limbă și la fel și de aici puteți să vă puneți limba română. Asta pentru a vă ajuta pe cei care nu înțelegeți poate în engleză toate setările. Setările vă ajută mai mult să înțelegeți ce anume veți seta din joc. Însă fiți foarte atenți, pentru că nu toate setările sunt în limba română, unele dintre ele rămân în engleză, dar în proporție de 90% jocul va funcționa în toate setările în limba română. Ca și bonus la acest tutorial, aș vrea să vă dau un tips la final de clip. Dacă aveți probleme cu erorile din joc și primiți frecvent erori și sunteți deconectați sau nu vă puteți loga la server, vă recomand să faceți lucruri pe care îl fac și eu chiar acum. Vă duceți pe iconița jocului, dați click dreapta pe iconiță, dați Property, aici veți selecta Compatibility, aici trebuie să fiți atenți să fie selectat Windows 8, chiar dacă voi folosiți alt fel de Windows, indiferent dacă voi folosiți Windows 10 sau 11, aici va trebui să fie bifat Windows 8, iar cel mai important, veți merge aici jos și veți bifa căsuța de aici, care vă spune că jocul vostru va porni cu Run Administrator. Apoi dați Apply și OK. Din câte am testat și din câte erori am primit, în felul ăsta am reușit să rezolv problema tuturor erorilor care le-am avut până acum pe War Thunder. Așa că puteți să încercați și voi și lăsați în coment dacă funcționează sau dacă ați mai avut erori după ce ați făcut jocul să se deschidă cu Run Administrator. Acesta a fost și tutorialul de astăzi. Eu am fost Cristi Gamerzone. Vă salut și spor la joacă!